Doamne Dumnezeule, cel întreime închinat, slavă ție îți înalț, Fiului tău mă închin și binecuvântare Duhului tău aduc acum cu această rugăciune. Auzi-mă pe mine, cel ce își pune în tine, Doamne, nevoința pentru curăția sufletului. Ajută-mă ca să nu mai cad în patimile și în poftele mele, ci în toată ziua și în tot ceasul să pot stăpâni peste gândurile mele. Întărește-mi inima întru harul tău și întru prea curăția ta și dă-mi putere ca să pot sluji și mai cu tărie învățăturilor tale. Mângâie-mă și eliberează-mă de războiul pe care uneori îl duc cu gândurile mele, cele necurate. Dă-mi petrecere bună și neîntinată a zilei și fă ca mintea mea, inima mea și trupul meu să fie ele locaș al Sfântului Tău Duh. Îmi aduc aminte, Doamne, că Te-ai născut om din prea curata și sfânta Fecioară și că ucenicul viclean, cel pe care L-ai ales și L-ai iubit, Te-a vândut pentru 30 de arginți și astfel ai pătimit ca să răscumperi pe cei păcătoși și fără de scăpare. Pentru acestea, Doamne, Te rog, îndură-Te și de mine și primește aceste câteva cuvinte pe care le înalți acum cu umilita mea voință. Și iartă-mă dacă uneori Te-am întristat și Te-am amărât, călcând cuvântul Tău. Dă-mi gând curat ca să nu Te mai răstignesc cu faptele mele cele rele, nici să Te batjocoresc cu cugetele mele cele necurate, căci mă încred în bunătatea Ta și în mila Ta și numai la Tine, prea bunule Mântuitor, caut să Te înduri de mine și să mă învrednicești împărăției Tale. Amin. Doamne, știu ce a fost, însă nu știu ce va veni, iar uneori viitorul mă înspăimântă și mă îngrijorează. Nu mă lăsa pradă slăbiciunii mele, ci întărește-mi Tu credința ca să stăpânească ea peste simțământul meu. Dăruiește-mi înțelegere care să lumineze cugetul meu și Te îngrijește Tu de cele neîmpărtășite ale sufletului meu. Primită fie, Doamne, îndurarea Ta acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 100 de rugăciuni care mi-au schimbat viața este cartea în care veți găsi cele mai puternice 100 de rugăciuni pe care nu le găsiți în nicio altă carte și vă recomand vouă, vă recomand fiecăruia și fiecăruia dintre voi. E o carte pe care trebuie să o aveți în casă, atât pentru voi, dar în același timp poate fi și un cadou foarte frumos pentru cineva drag din viața voastră. Gândiți-vă, ce e mai frumos decât să faci cadou cuiva drag o carte de rugăciuni și sper ca fiecare dintre voi să aibă cât mai curând această carte în casă. Pentru cei care vor deci să comande cartea, vă rog să folosiți linkul din descrierea videoclipului. Este un link pe care îl găsiți atât în descriere, cât o să-l las și în comentarii, o să-l las în topul comentariilor și veți putea avea această carte în câteva zile, indiferent de unde sunteți, din România, din orice colț al țării, cartea va ajunge la voi în câteva zile prin curier rapid și lăsați ca puterea acestor rugăciuni din această carte
care pentru mine au făcut atâtea și atâtea minuni, să facă minuni și în viața voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!